ziua. În primul rând, mulțumesc publicației Curs de Guvernare, una din cele mai prestigioase și serioase publicații, pentru invitația de a vorbi. O să pornesc de unde a lăsat Florian Libocor discuția, în sensul că să respectăm termenii convenit inițial. Eu am făcut o prezentare de 20 de minute și cred că 20 de minute o să vorbesc. Sper să mă încadrez în acest timp. Ce am văzut în prima parte a conferinței a fost un mesaj de pace și de înțelegere vis-a-vis de sectorul privat, atâta cât este reprezentat numeric în sală astăzi. Din păcate, foarte puțini mai sunt prezenți în sală. În sensul că, da, înțelegem, sectorul privat are ca scop principal profitul, el este prociclic, etc., etc. Nu am auzit pe nimeni spunând cam ce s-ar aștepta de la sectorul privat. În vorbele președintelui Kennedy, nu mă întrebați ce așteptați voi de la țară, întrebați ce așteaptă țara de la voi. Și eu cred că ar trebui să așteptăm de la sectorul privat anumite lucruri. Sectorul privat care, în viziunea mea, se suprapune în mare măsură cu middle class, cu clasa mijlocie, și care trebuie să aibă anumite atitudini și așteptări și luări de poziții conforme cu această poziție de clasă mijlocie. Haideți să... este încărcată prezentarea. Trebuie să pornim de la un adevăr. Poate neplăcut, dar un adevăr totuși. Există două viziuni complet diferite în ceea ce privește raportarea noastră și a dumneavoastră a mediului de afaceri la realitatea economică. Este o viziune a mediului de afaceri și o viziune a macroeconomiștilor. Viziunea mediului de afaceri este, de regulă, pe termen scurt, microeconomică și parohială cu accente originale de genul hai să găsim noi o soluție națională la problema asta pe care o avem, indiferent dacă am semnat niște tratate sau ne interesează mai puțin constrângerile internaționale, să fim mai puțin ținuți constrânși de acele documente. Viziunea macroeconomiștilor, pe de altă parte, este de regulă pe termen mediu și lung, macroeconomică, în primul rând, nu micro, și europeană sau globală, în sensul că trebuie să ținem cont de acele constrângeri care sunt date de tratatele gata semnate. Vezi toate acele legi care limitează libertatea bugetului de a avea deficituri oricât de mari, semestru european, six-pack, two-pack, toate acele reglementări europene. Vin și eu cu mesajul de pace și de înțelegere din prima parte, pentru că înțeleg și eu și sunt de acord cu viziunea mediului de afaceri că așa trebuie să fie, pe termen scurt, microeconomică și parohială. Dar am rugămintea de la dumneavoastră, de la mediul de afaceri, să înțelegeți că există și cealaltă jumătate invizibilă a lunii, invizibilă pentru dumneavoastră, care la aceeași realitate se raportează în cu totul alt termen. Aceeași realitate economică, trebuie să știți că există și o viziune pe termen lung, macro și europeană sau globală. Da? Și că de multe ori soluțiile văzute de această a doua viziune sunt diametral opuse celor pe care dumneavoastră le vedeți din perspectiva dumneavoastră. Și practic, concluzia la această dihotomie, dacă vreți, este că mediul de afaceri ar trebui să înțeleagă că stabilitatea macroeconomică reprezintă fundamentul oricărei dezvoltări durabile și o condiție sine qua non pentru dezvoltare durabilă. Nu ceva care e plăcut să ai, nice to have. Deci, e plăcut că avem stabilitate macroeconomică, dar poate că am putea trăi și fără ea. Nu. Este baza, fundamentul pe care se construiește o economie stabilă și durabilă. România a ajuns deja la un nivel înalt al stabilității macroeconomice, care însă riscă să fie periclitată de politici populiste, gen relaxări bugetare, creșterea datoriei publice și așa mai departe. Nu o să pierd prea mult timp spunându-vă că România îndeplinește de anul trecut toate cele 5 criterii de la Maastricht, aveți aici lista lor, rata inflației, nivelul dobânzilor, cursul de schimb, deficitul bugetar, datoria publică, și că la ele s-a ajuns cu greu, printr-un proces lung și dureros, și ar fi păcat acum să le pierdem din rațiuni electorale pe termen scurt.
De asemenea, n-am să pierd mult timp cu acest tablou de bord, așa numitul scoreboard, introdus de Comisia Europeană din 2013 și care privește statele și din punct de vedere al altor indicatori macroeconomici, unde de asemenea România, o vedeți pe ultimul rând de jos, îndeplinește 10 din 11 indicatori. Singurul pe care nu-l îndeplinește este poziția investițională internațională netă. Dar, cum zic, cu 10 indicatori din 11 ne situăm la nivelul cel mai bun vis-a-vis de țările din zona noastră, nivel similar cu Polonia și cu Cehia. Un exemplu concret. Ce înseamnă pierderea stabilității macroeconomice? Înseamnă că, de fapt, statul ăla rămâne fără instrument. Nu mai are nici instrument fiscal și nici instrument monetar. Și să luăm un exemplu cifric. Cei mai mulți dintre dumneavoastră sunt ingineri, cei din mediul de afaceri, și cifrele vă sunt mai aproape. Să spunem că o țară care are datorie publică de 40% din PIB, cum este România, și care se poate împrumuta la o rată medie a dobânzii de 4%, va avea cheltuieli bugetare cu dobânzile egale cu produsul celor două. 40% ori 4% înseamnă 1,6% din PIB. Cam atâta este cheltuiala bugetară a României an de an. 1,6% cheltuim cu dobânzile la datoria publică. Dacă am avea datorie publică de 80% din PIB, pentru că mulți zic, de ce să fim noi mai prejos decât Germania sau Franța sau alte țări care acolo stau cu datoria publică, atunci ar trebui să plătim dublul, presupunând că am plătit tot la o rată a dobânzii de 4%, am plătit cu 1,6% în plus din PIB. Dar aceste 1,6% înseamnă mai puțin bani pentru educație, sănătate, infrastructură și așa mai departe. Cu alte cuvinte, te legi cu niște cătușe de aur pentru că ți-ai mâncat spațiul fiscal îndatorându-te suplimentar și nu mai poți să cheltuiești banii acolo unde într-adevăr ai nevoie. Nu numai politica fiscală într-un asemenea scenariu ar deveni constrânsă, ci și politica monetară. Pentru că vedem ce se întâmplă în vest. Băncile centrale sunt timorate, efectiv, în a crește dobânzile, pentru că știu că acea creștere de dobânzi se va traduce într-o împovărare a bugetului. Bugetele acelor țări ar trebui să plătească mai mult sub formă de dobânzi la datoria publică, ele care deja sunt constrânse până la limită. Concluzia este că o țară care a permis creșterea agresivă a datoriei publice se află într-o situație aproape fără ieșire, fără instrumente cu care să o corecteze. Tocmai de aceea, faptul că noi avem astăzi o datorie publică mică și deficite bugetare mici, reprezintă, după părerea mea, unul din naturile cele mai mari pe care le are România, alături de independența energetică, sau aproape independența energetică. Nu apreciem destul, sau aproape deloc nu apreciem, acest statut imens al României, care este datoria publică mică și faptul că ea ne lasă mâinile libere ca să cheltuim acolo unde într-adevăr este nevoie. Aici am luat din McKinsey o analiză din primăvara acestui an, care arată cum a crescut datoria în perioada 2007-2014, în marea majoritate a țărilor, sunt luate 47 de țări în calcul, și din aceste 47 de țări, doar 5 țări, și le vedeți în partea de sublinie, în partea de jos a tabelului, au avut o reducere a datoriei ca și procent din PIB. România, în mod fericit, este între aceste 5 țări. Deci 42 de țări post-criză și-au crescut datoria totală și când vorbesc de datoria totală, McKinsey iau în calcul suma între datoria publică și datoria privată și vedeți că 42 de țări din 47 și-au injectat acest drog al datoriei publice și sau private în continuare și România, în mod fericit, zic eu, este printre puținele țări care și-a redus datoria. Asta ca o ilustrare a faptului că avem un atu pe care, dacă vrem să imităm orbește ce au făcut alții, îl vom pierde cu consecințele celor... Nu am timp acum să intru în detalii ce anume și pe care grupe de datorie au crescut. Cine vrea prezentarea o să o poată bănuiesc avea după conferință. Și acum merg la partea cea mai importantă a prezentării mele. Am spus, stabilitatea macroeconomică e fundamentul, dar ea nu este suficientă. Pe lângă ea trebuie să ai pilonul al doilea care se construiește deasupra stabilității macroeconomice și care constă
în reforme structurale. Și care, aceste reforme structurale, sunt singurele care pot crește PIB-ul potențial, de la nivelul actual al PIB-ului potențial, care este de circa 3%, la aproximativ 4-5%. Toată lumea în România vrea și clamează o creștere mai rapidă. Toată lumea spune, a, păi dacă creștem numai cu 3%, ne vor trebui nu știu câți ani ca să ne apropiem de țările din fața noastră și așa mai departe. Corect. Numai că cum ajungem la o creștere mai mare? Numai prin relaxări de politici monetare și fiscale? Niciodată, în nicio țară, creșterea economică sustenabilă nu a fost obținută prin relaxarea politicilor monetare și fiscale. Aceste relaxări monetare și fiscale sunt destinate doar să cumpere timp pentru politicieni ca aceștia să poată implementa reforme structurale. Și trebuie, iarăși mă adresez noastră ca unor ingineri și ca unor oameni cu gândirea formată și formatată foarte cartezian. PIB-ul potențial, acesta de care vorbim, depinde de trei factori de producție. Capital, forță de muncă, productivitate. Toți aceștia, trei, trebuie adresați prin reforme structurale. Toți acești trei factori au fost afectați grav în ultimul deceniu. Se pune întrebarea, de ce acum PIB-ul potențial e numai 3%, când înainte de 2008, înainte de criză, era 5% sau 5,5%. Păi, iată de ce. Un prim factor este, uitați, vedeți cum PIB-ul înainte era foarte înalt, PIB-ul potențial era în jur de 5%, dar noi depășeam și acest potențial și acum cu linie roșie, cu liniile roșii mici, vedem PIB-ul potențial din perioada post-criză. Unul dintre motivele pentru care PIB-ul potențial a scăzut foarte tare este datorat demografiei. Înainte de 90, se nășteau în medie 364.000 de oameni pe an în România, care, oameni, au intrat în câmpul muncii la vârsta de 18 ani, adică până în 2008, adică în perioada de boom a economiei. În perioada 91-95, în medie, vedeți că s-au născut 253.000, deci cu 110.000 oameni mai puțin pe an, sau 500.000 mai puțin în 5 ani. Oameni care au intrat în câmpul muncii după 2008, imediat. Au făcut 18 ani, începând din 2009. Da? Deci, automat, dacă îți intră în câmpul muncii cu 110.000 oameni mai puțin, n-ai cum să ai același PIB potențial cum îl aveai înainte. La fel, n-am aici un tabel, investițiile străine directe. Înainte de 2008 intrau 7,3 miliarde de euro pe an, după 2008, 2,5 miliarde. Deci cu 5 miliarde pe an euro, mai puțin. 25 de miliarde de euro, mai puțin în 5 ani. Și atunci, cum putem noi să sperăm să avem același PIB potențial acum ca și atunci? Factorul productivitate. Învățământul, îmi pare rău să o spun, s-a stricat, s-a înrăutățit. În testele PISA, eu n-am decât PISA 2012, el se face din 3 în 3 ani, n-am rezultatele testului PISA pe anul ăsta, 2015. România figurează pe ultimul loc, cu excepția Bulgariei, la unele capitole chiar după Bulgaria, în ceea ce privește matematica, știința și citirea. Și atenție, aici nu vorbim de memorarea cunoștințelor la care suntem experți, ci vorbim la descurcarea în fața rezolvării unor probleme. Testul PISA e făcut ca să rezolvi probleme. Îți dă niște grafice și spune, e corect să spui ca nu știu ce, deci nu te întreabă dacă ții minte ce ai memorat ca un papagal, ci te întreabă să gândești. Și la capitolul ăsta, elevii români sunt cei mai slabi din Europa. Da? Deci, factorul capital mai puțin, factorul demografic mai puțin, factorul productivitate mai puțin. Concret, să intrăm în concret. Care sunt reformele structurale necesare pentru creșterea PIB potențial? Am luat câte 5 exemple, ele pot fi mai multe, pentru fiecare din cei 3 factori. Factorul capital, bineînțeles, prima și cea mai importantă, mai bună atragerea investițiilor străine directe, dar nu a oricărui fel de investiții directe, ci a celor care merg în domenii tradables, exportabile, deci cele care au potențial de export. 2. O absorpție mai bună a fondurilor structurale europene. 3. Promovarea Bursei de Valori București de la stadiul de piață de frontieră la stadiul de piață emergentă. 4. Revitalizarea parteneriatelor public-privat în proiectele de investiție majore. 5. Stimularea investițiilor și exporturilor, mai degrabă
decât a consumului, prin legislație fiscală, domnul Dan Bădin a vorbit pe tema asta, evitarea capcanei venitului mijlociu. O să revin asupra acestei capcane. Deci, 5 exemple de reforme structurale concrete, puteți să vă gândiți și la altele, astea mi s-au părut esențiale. Alte 5 exemple despre stimularea factorului forță de muncă. Educația, cu tot ce înseamnă ea, creșterea egalității de șanse în educație, stimularea învățământului profesional, nu mai lungeți vorba, sunt multe. Al doilea exemplu, reforma sănătății, în paralel, și Mugurel știe bine despre ce vorbim aici, cu introducerea bugetării actului medical conform rezultatelor. Deci nu birocratic, am consumat atâtea medicamente, m-am eliberat de partea birocratică, ci am consumat atâtea medicamente cu atâtea rezultate în bolnavi de inimă, de cancer, de nu știu ce, de nu știu ce. Deci, e give and take, da? Dă-le bani, dar controlează rezultatele. Ca și în educație. Da. Al treilea, stimularea natalității și inversarea declinului demografic. S-a vorbit, nu mai repet această poveste. 4. Politici țintite de atragerea imigranților. Criza siriană a arătat că noi, ca și toate țările europene, nu avem nicio concepție. Sirienii, de pildă, am citit undeva, numai 4% din ei nu au studii, față de afgani, care 53% din ei nu au studii. Sirienii sunt masiv educați. Doctorul Raed Arafat este sirian de origine, pentru știința noastră. Avem vreo politică, în vreun fel sau altul, de atragerea imigranților, ca să nu mai vorbesc de repatrierea diasporei române. Și 5. Prelungirea vieții active pentru cei care sunt apți și dispuși, deci willing and able, să lucreze după vârsta legală de pensionare. Îmi cer scuze dacă ia mai mult, dar cred că sunt esențiale lucrurile astea și cred că vă dă altă flavor prezentarea mea despre concretețea strategii sau tot făcut, v-am spus. Haideți să vorbim la concret. Fiecare din astea ar merita câte o conferință. Fiecare punct din astea 5 merită câte o conferință. Factorul productivitate. Reducerea energo-intensivității producției românești, pentru că noi încă mai consumăm în prezent de 2,5 ori mai mult decât media UE, pe unitatea de output. Creșterea productivității agricole prin consolidarea terenurilor și prin investiții ale sectorului privat în sistemele de irigații, transport, depozitare. Îmbunătățirea infrastructurii de transport cu cel puțin 2 autostrăzi, una nord-sud, alta est-vest. Dezvoltarea unui ecosistem favorabil cercetării, dezvoltării și utilizarea rezultatelor în aplicații industriale. Nu avem timp și nu e locul aici să vorbim despre fiecare din astea, cât de multe submăsuri are fiecare din aceste măsuri în sine. Și în sfârșit, stimularea plăților electronice, a e-commerce, e-government și toate aceste facilități. Ce vreau să spun despre aceste 15 exemple, căci ele, repet, fiecare ar merita o conferință în sine, sunt următoare lucruri. Aparent, factorul politic nu vrea să se apuce decisiv de niciuna din ele, pentru că crede că nu sunt aducătoare de voturi. Iar eu spun că acest lucru este fals. Fiecare din ele produce mai mulți câștigători în societate decât perdanți. Vreau să spun că mai mulți oameni vor vota cu guvernul care l-a implementat, chiar dacă unele din ele necesită timp dincolo de orizontul ciclului electoral. Vreau să spun, politic, ele aduc mai multe dividende decât fluierături. Pentru că, sigur, fiecare reformă din asta deranjează un grup mic de stakeholder care acum sunt mulțumiți cu status quo. Dar, cum să spun, aduce beneficii unui mult mai mare număr de votanți fiecare din aceste reforme. Deci chiar și din punct de vedere pur politic, calculul este că trebuie să le faci. Al doilea lucru care trebuie să-l spun, și aici vin cu a doua critică sau rugăminte, dacă vreți, pentru sectorul privat, este că nu trebuie să așteptați ca toate astea să le facă statul. Statul trebuie la fiecare din ele să fie doar facilitator, să dea legislația, să nu pune bețe în roate. Iată, să luăm treaba cu agricultura. Păi credeți vreodată că statul va mai investi în irigație și în depozitare și în transport? Niciodată. Nu o să aibă nici bani, nici știință, nici toate astea. Sectorul privat e chemat și la toate celelalte, la învățământ, la tot ce vreți din asta, statul trebuie să nu pună bețe în roate. Vi s-a spus, sau în prima parte a conferinței, senzația era, doamne, statul trebuie să ne facă, să ne dea, și noi să stăm și să aplaudăm sau să așa. Nu. Fiecare din aceste măsuri presupune deschiderea drumului de către stat și continuarea de către sectorul privat, implicarea sectorului privat în fiecare dintre acestea.
Deci nu este un wait and see attitude care din partea dumneavoastră. Și acum punctul cel mai important. Cum se leagă aceste reforme care am spus au drept scop creșterea PIB-ului potențial de eventualul program de adoptare a euro? Păi se leagă perfect, pentru că fix aceleași reforme despre care vorbim când vorbim despre creșterea PIB-ului potențial, dar absolut aceleași reforme ne sunt necesare pentru convergența reală ca să putem intra în zona euro și să prosperăm înăuntru zonei euro, pentru că nu vrem ca să fim admiși și după aceea să avem o cădere cum au avut Italia, Grecia sau Cipru. Deci ca să fie admis și să prosperi înăuntru zonei euro, exact aceste reforme de care am vorbit, alea trebuie să le faci și să continui să le faci a la lung. Știu, o să spun un lucru politically incorrect acum, că proiectul euro nu suscită mari entuziasm în țara asta, pentru că lumea așa că am dat seama că intrarea în zona euro înseamnă respectarea de reguli. Și cu regulile noi stăm mai rău. Dar, vă spun, toată lumea, în schimb, vrea să creștem cu 5%. Păi, dacă aceleași măsuri ne ajută să creștem cu 5% și tot ele ne ajută să creștem în euro, de ce să nu le facem și să obținem ambele beneficii? Cu un singur glonț să împușcăm doi iepuri. În fine, voi încheia, sper că mă încadrez în 20 de minute, ce fel de model de economie văd eu, personal, ca fiind câștigător pentru România. La o conferință recentă la care am participat, ținută de Institutul de Finanțe Internaționale, s-a prezentat un grafic de genul celui de mai jos, în care spune așa: câștigătoarele din criza prin care am trecut sunt țările care au exporturi sofisticate și nu doar exporturi de materii prime. Nota bene, prin exporturi sofisticate înțelegem nu numai exporturi de bunuri, ci și de servicii sofisticate. Deci nu vreau să mă înțelegi în sensul restrâns că numai bunuri. Bunuri sau servicii sofisticate. Și câștigătoare au fost țările care au avut surplus de cont curent, deci care au exportat mai mult decât au importat, și perdante au fost cele care au avut deficit de cont curent. Perdanți care se află în cadranul de jos stânga, Brazilia, Nigeria, alte țări exportatoare de materii prime, câștigători gen Polonia, Ungaria, alte țări din zona Visegrad. Noi, după părerea mea, ne aflăm undeva la intersecția. Deci putem să o luăm fie în sus, spre zona câștigătoare, dar asta ar însemna, ca să o luăm în sus, să acceptăm ideea că și România poate și trebuie să aibă surplus de concurent. O idee respinsă până acum ab initio de către elitele românești. Adică cum? Adică să fim noi cu surplus de cont curent. Păi foarte bine. Putem să fim, cum și țările de la Visegrad au fost atelierul de producție al Germaniei și al Austriei și al altor țări. Deci ce putem să mergem și noi pe același drum deja verificat. Nu e nicio rușine, nu e nicio nenorocire dacă exporți mai mult decât importi, după părerea mea. Repet, în punct de vedere pur personal. Dar de ce spun că trebuie să ne dezvoltăm prin export și prin investiții și nu prin consum? Pentru că stimularea consumului, stimularea cum se dorește în acest moment a consumului intern, riscă nu numai o deteriorare a contului curent și o dificultate în finanțarea acestuia, ci mai mult decât atât, din punct de vedere al societății, riscă să ne condamne la capcana venitului mijlociu, unde de regulă rămân prinse țările cu un venit de 8.000-12.000 de dolari pe locuitor. Cu alte cuvinte, o țară care a fost la 2.000 de dolari, cum a fost România până în anul 2000, 2.000 de dolari pe locuitor, a ajuns la un nivel rezonabil, 8.000 de dolari pe locuitor, și o bună dreptate, mulți spun, haideți să ne relaxăm, haideți să mai și consumăm, o viață are omul, nu-i așa? Țările care așa au zis, și care sunt țările din America Latină, unele țări din Africa, din Asia, au rămas captive în acest model consumerist și au rămas acolo, la nivelul ăla. Pentru că nu și-au creat capacități de producție, nu au devenit mai competitive prin exporturi, adică să-și întărească puterea economică punându-se tot timpul în competiție cu țările cele mai dezvoltate și trăiesc bine, mersi, decenii la rând acolo, cu 1.000, 10.000, 12.000 de dolari. Avem ambiția să scăpăm din această capcană ca societate? Poate că da, poate că nu. Timpul va dovedi. Și aici am ultimele două slide-uri. Avem, din fericire, zic eu, încă o parte mare în industrie din PIB, 27,3%.
mult mai mult decât media UE, care este numai 18,9%, și avem, iarăși din fericire, un deficit de cont curent mic și care până anul ăsta s-a tot diminuat. Nu ar fi niciun necaz, zic eu, dacă ne-am duce cu el în surplus. Și cred că am ridicat destule minci la Fideu, prea multe, poate că. Mulțumesc. Eu am o listă de întrebări, dar o amând și vă rog frumos o întrebare din sală. Aveți? Una?